Situația este alarmantă în Meidinți. În ultimele 24 de ore, alte 28 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. Numărul total de îmbolnăviri de la începutul pandemiei și până în prezent a ajuns la 2228. Și în spitale situația este la fel de îngrijorătoare. Peste 100 de meidințeni sunt internați în acest moment, iar la secția de terapie intensivă 13 persoane se luptă pentru viața lor. Situația epidemiologică din județul Meidinți este următoare. 807 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 147 persoane se află internate la spital, din care 13 persoane sunt internate la secția ATI, 220 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. Totodată, tot mai mulți oameni infectați cu SARS-CoV-2 își pierd viața. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un alt deces în Meidinți. Este vorba de un bărbat cu vârsta de 63 de ani, ce a fost internat și confirmat pozitiv la data de 21 septembrie. În ultimele 24 de ore, în județul Meidinți au fost înregistrate 28 de cazuri de îmbolnăvire și un deces la o persoană de sex masculin, vârsta 63 de ani. Persoana a fost confirmată cu COVID-19 în data de 21 septembrie. Decesul a fost declarat în data de 1 noiembrie. Persoana suferea de diabet zaharat tip 2, insulină necesitant și obezitate gradul 2. Categoria cea mai vulnerabilă față de pandemia de coronavirus rămâne în continuare cea a persoanelor cu vârsta înaintată. Datele menționate sunt în dinamică și se schimbă de la o oră la alta. Totodată, la nivelul județului Meidinți, 9 localități au rata de infectare peste 1,5, municipiul Drobeta-Turnu Severin fiind cel mai afectat. Situația localităților este următoarea: Drobeta-Turnu Severin 2,67, Godeanu 2,62, Hinova 2,62, Stângăceaua 2,34, Huznicioara 2,19, Poroina Mare 1,80, Strehaia 1,72.